Vă salut, bun prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și ca de fiecare dată vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și pentru că acordați atenție documentarilor prezentate de mine. Fascinația oamenilor față de locuri misterioase întotdeauna a fost fără margini. Din acest motiv, echipa mea a hotărât ca de data aceasta să vă prezint locuri misterioase de pe pământ care fascinează omenirea. Chiar dacă pare greu de crezut pentru unii, în ciuda evoluției tehnologice și apariției nenumăratelor aparate performante, încă mai există locuri de pe pământ care au rămas neexplorate. Condițiile climatice extreme sunt principalul motiv pentru care în multe zone nu a călcat picior de om. Toate aceste locuri sunt comori naturale pe care este păcat ca omul să le distrugă în încercarea lui de a cuceri pământul. Pe lista locurilor neexplorate în totalitate se înscrie și jungla amazoniană, o pădure extrem de frumoasă care se întinde peste 9 țări diferite din America de Sud: Brazilia, Peru, Columbia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam, Guyana franceză. Vă voi prezenta azi locuri de pe pământ care au rămas neexplorate, dar și locuri fascinante și pline de mister. Bineînțeles, acestea nu sunt singurele zone de acest fel de pe Terra, însă ele sunt cele pe care noi le-am găsit ca fiind extrem de interesante. Republica Sakhara din Siberia. Republica Sakha din Siberia aparține de Rusia. Regiunea acoperă aproximativ 20% din Rusia, fiind mai mare decât Argentina și puțin mai mică decât India, ce are o populație de aproximativ 1 milion de locuitori. O mare parte a regiunii este deasupra cercului arctic, un loc despre care se spune că nu este prea prietenos cu oamenii. Regiunea este în mare parte neexplorată din cauza vremii extreme, care în medie variază între minus 40 de grade Fahrenheit și poate chiar mai mult sau mai puțin. Gama Verkhoyansk, care este situată în această regiune, este considerată cea mai rece zonă din emisfera nordică și unele dintre cele mai scăzute temperaturi înregistrate vreodată au fost aici. Cea mai mare parte a regiunii este acoperită de permafrost, acesta fiind solul înghețat. Este atât de frig în această zonă, încât pământul este înghețat tot timpul, astfel că din cauza frigului extrem, o mare parte din această regiune nu a fost explorată. Vale do Javari, Brazilia. Valea Javari sau Valea Javari, în engleză, este unul dintre cele mai mari teritorii indigene din Brazilia. Zona este mai mare decât Austria și niciun om din era modernă nu a pătruns vreodată aici. În secolul 21, aici locuiesc aproximativ 3000 de persoane indigene, 14 triburi, care intră uneori în contact cu lumea exterioară. Guvernul brazilian a interzis vizitarea acestei zone, astfel că triburile sunt monitorizate din avion. Aceste triburi indigene trăiesc așa cum trăiau strămoșii noștri. Fundación Nacional do Índio, sau Fundația Națională Indiană, a declarat că zona are cea mai mare concentrație de grupuri izolate din Amazon și din lume. Regiunea a fost de asemenea locul unde s-a filmat un documentar difuzat pe National Geographic, intitulat Necăsătorit, în căutarea ultimelor triburi din Amazon. Groapa Marianelor, cel mai adânc loc de pe planetă. Groapa Marianelor este cel mai adânc punct din întregul ocean, fiind situată în Pacificul de Vest, la est de Filipine. Este o cicatrice în formă de semilună, cu o lungime de 1500 de mile în scoarța Pământului. Ea atinge o adâncime maximă cunoscută de aproximativ 10.994 de metri, într-o vale denumită Challenger Deep. Până în prezent, în ciuda încercărilor cercetătorilor, nimeni nu a reușit să-i dea de capăt vreodată. Gangkar Puensum. Gangkar Puensum, tradus vârful alb al celor trei frați spirituali, este al 40-lea cel mai înalt munte din lume, cel mai înalt munte nemulțumit și are o înălțime de aproximativ 7.500 de metri. Muntele este situat în Bhutan, la granița cu China. Patru echipe au încercat să cucerească muntele între 1985 și 1986, Toate cele patru echipe au eșuat din cauza condițiilor meteorologice extreme. În 1994, în 2003, alpinismul a fost interzis în zonă. Kamchatka. Pe peninsula Kamchatka din Rusia se află vulcanii Kamchatka. În această zonă au loc activități vulcanice spectaculoase.
există peste 300 de vulcani, inclusiv unul care izbucnește în continuu din 1996. Numai personalul militar are acces pe peninsulă, însă o mare parte rămâne neexplorată. Munții Star. Munții Star sunt un grup de munți din Papua Noua Guinee, care se întinde de la granița țării cu Indonezia până la Gama Hindenburg, o zonă montană vecină care găzduiește zidul Hindenburg, format din platouri de calcar. Zona munților Star este una din cele mai umede locuri de pe pământ și primește aproximativ 10.000 de milimetri de ploaie în fiecare an. Locul are propriul ecosistem și, ca rezultat, găzduiește multe specii de animale și plante unice. Un studiu biologic a identificat 1100 de specii, iar 100 dintre acestea nu au mai fost găsite nicăieri. În prezent, o mare parte a acestor munți este încă neexplorată. Groenlanda. În ciuda faptului că este o țară, mari părți din Groenlanda rămân neexplorate. Țara are o suprafață de 2.166.086 km², devenind cea mai mare insulă din lume. Insula are o populație de aproximativ 56.186 de locuitori, ceea ce o face să fie țara cel mai puțin populată din lume. O mare parte din Groenlanda este nelocuită din cauza faptului că este acoperită de o foaie de gheață permanentă. În anumite zone, gheața poate avea o grosime de până la 3200 de metri, iar o parte din gheață este veche de 400.000 și 800.000 de ani. Din cauza condițiilor meteorologice, cea mai mare parte a Groenlandei este încă neexplorată. Deșertul Namib. Deșertul Namib este un deșert de coastă din sudul Africii. Deșertul se întinde pe mai mult de 2000 de kilometri în teritoriile Namibiei, Africii de Sud și în Angola. Părți ale deșertului nu depășesc media de ploaie de peste 2 mm pe an, devenind unul din cele mai aride locuri din lume. Namibul poate fi și cel mai vechi deșert din lume. Aici trăiesc foarte puține animale, însă există și câteva grupuri de indigeni care trăiesc în deșert, în regiunile mai puțin aride. Deșertul Namib intră în categoria locurilor care nu au fost explorate în totalitate. Insula Sentinelului de Nord. Insula Sentinelului de Nord este situată în Golful Bengal și găzduiește sentimaleze. Locuitorii resping orice fel de contact cu lumea exterioară, uneori fiind chiar foarte violenți. La fel ca Valea Dojavarii, insula este neatinsă de lumea modernă, deși este sub jurisdicția indiană. Guvernul indian a ales să nu exploreze insula pentru a respecta dorințele locuitorilor. În ianuarie 2006, doi pescari care au ajuns prea aproape de insulă au fost uciși de membrii tribului. Triunghiul Diavolului, Oceanul Pacific. Mai este cunoscut sub numele de Marea Diavolului, Triunghiul Formosa din Pacific. Se povestește că și aici au loc multe dispariții ciudate și inexplicabile, la fel ca în celebrul Triunghi al Bermudelor. Mulți cercetători au încercat să-și expună teoriile cu privire la fenomenele de aici, unii sugerând că activitatea vulcanică ar fi atât de intensă încât generează un magnetism capabil să atragă spre pământ avioanele din înaltul cerului. Alți teoreticieni sunt convinși că Triunghiul Diavolului reprezintă una din cele 7 porți spre iad existente pe suprafața Pământului. Zona se află la 100 de kilometri sud de Tokyo, iar japonezii au trimis aici propria echipă de cercetători, în 1952. Niciunul dintre cei 31 de oameni plecați să exploreze Triunghiul Dragonului nu a mai fost văzut vreodată, iar de atunci zona nu a mai fost cercetată îndeaproape. Farul Missaniva, Rusia. A fost construit de japonez în anul 1939 pe insula Sahalin. Rusia a deținut proprietatea insulei din 1875 până 1905, când a intrat în posesia Japoniei, iar după cel de-al doilea război mondial a fost luată din nou de ruși. Farul se află pe un pist stâncos greu accesibil, la 40 de metri deasupra nivelului mării și are o înălțime de 31 de metri. Se compune din 9 etaje, iar primul era ocupat de generatoare electrice și baterii. La al doilea era bucătăria și un depozit de alimente, la etajul 3 se afla camera radio, iar la următoarele 3 etaje erau amenajate dormitoarele personalului.
La etajul 7 erau sirenele, utilizate pe timp de ceață, la 8 era un rezervor de combustibil, iar la ultimul etaj era mecanismul de rotație al farului. Această structură rotativă a farului plutea într-un recipient umplut cu 300 de kilograme de mercur pur. La un moment dat se pare că guvernul rus a dispus înlocuirea generatoarelor diesel cu un generator termic radioactiv, cunoscut sub numele de RTG. Aparent, această modificare a contaminat zona, peste tot fiind afișe care avertizează cu privire la nivelul crescut al radiațiilor. Se spune despre far că în prezent este abandonat, dar nu puțin sunt cei care cred că de fapt aici este unul dintre locurile unde guvernul interoghează persoanele incomode, spioni sau prizonieri. Pe de altă parte, vânătorii de fantome susțin că farul ar fi bântuit de sufletele celor care au pierit pe mare. Valea Morții, California, Statele Unite ale Americii. Nimeni nu are vreo explicație cu privire la pietre grele, une de 700 de kilograme, care se mișcă pe fundul acestei văi, fără să fie acționate de vreo forță vizibilă. Oamenii de știință au găsit aici urme drepte și în zigzag, lăsate de-a lungul anilor de pietre călătoare. Acest fenomen are loc pe suprafața platoului Racetrack Playa, fundul unui lac uscat din Valea Morții. În studiul Sliding Rocks on Racetrack Playa, Death Valley National Park, First Observation of Rocks in Motion, publicat în 27 august 2014, cercetătorii susțin că au documentat pentru prima dată mișcarea rocilor cu ajutorul fotografiei în secvență și al unor unități GPS. În timpul iernii, pietrele se pot deplasa sub acțiunea unui vânt ușor, cu o viteză de 3-5 metri pe secundă, pe o suprafață de gheață cu o grosime mai mică de 5 mm. Mișcarea observată a avut loc cu o viteză de 2-6 metri pe minut. Ușa spre iad, Turkmenistan. Craterul a fost făcut de geologii ruși în 1972, într-o tentativă de forare a gazelor naturale, iar flăcările care s-au declanșat atunci continuă să ardă intens și în prezent. Toate echipamentele de forare au fost înghițite atunci de prăbușirea terenului, iar din pământ s-au ridicat cantități uriașe de gaz. Craterul are un diametru de 70 de metri, iar adâncimea este de 230 de metri. Legenda localnicilor spune că acolo se întâlnesc cele două lumi, iadul și lumea umană, și că acestea nu ar fi trebuit niciodată să fie scoase la suprafață. Pine Gap, Australia. Este varianta australiană a zonei 51 din Statele Unite ale Americii. Accesul aici este interzis publicului, iar guvernul de la Canberra susține că aici se află un centru de comunicare cu sateliții staționari de deasupra Asiei și Pacificului. Atât guvernul american cât și cel australian au încercat să pună capăt speculațiilor, afirmând că nu e nimic misterios aici, fiind vorba doar de un centru de cercetare. Însă marea majoritate a publicului nu crede în versiunea oficială. Mulți teoreticieni susțin că Pine Gap se află situat în locul ideal din emisfera sudică pentru comunicații intergalactice. Cert este că angajații nu au voie să spună nimic despre ceea ce se întâmplă în interior. Helltown, Ohio, Statele Unite ale Americii. În nordul comitatului Summit, din statul american Ohio, a fost numit de localnici orașul iadului și este asociat cu sataniștii și vânătorii de fantome. La sfârșitul anilor 60, Serviciul Național al Parcurilor a cumpărat terenul de la proprietar cu scopul de a crea aici o zonă de recreere pentru localnici, iar cei care nu au dorit să vândă au fost forțați să o facă. Unul dintre cei expropiați a aruncat blestemul și a scris pe pereții casei pe care era obligat să o părăsească: acum știm ce au simțit indienii. Locuitorii au fost strămutați, dar zona de recreere nu a fost niciodată construită. Pădurea Aokigahara, Japonia. La poalele muntelui Fuji, în partea de nord-vest, o suprafață de 35 de km pătrați, se întinde pădurea supranumită și Marea de Copaci. Etichetată drept una din cele 7 porți spre iad, Aokigahara este locul în care aproximativ 500 de persoane se sinucid în fiecare an. Japonezii spun că pădurea este posedată de monștri și alte creaturi bizare, dar și că numeroase fenomene paranormale se petrec aici. În plus, din cauza depozitelor mari de fier, busolele turiștilor ce se aventurează în inima pădurii se defectează, lăsându-i pe aceștia să rătăcească în direcții greșite. Mulți dintre turiști au dispărut pentru totdeauna.
Unit 31, Experimentation Camp Harbin, Manchuria, China. Unitatea 31 a găzduit activități de cercetare și dezvoltare a armelor biologice întreprinse de armata japoneză. În timpul celui de-al doilea război dintre Republica China și Imperiul Japonez, medici au realizat aici o serie de experimente umane ce au dus la moartea sute de mii de persoane. Prizonierilor le erau injectate virusuri ce le provocau boli precum holera și ciuma bubonică, iar alții erau supuși intervențiilor chirurgicale fără a li se face anestezie. Cu un asemenea trecut, locul a fost catalogat unul dintre cele mai terifiante din lume, nu puțin fiind cei care au reclamat existența unor energii bizare sau a unor fenomene paranormale. De asemenea, când BBC a filmat un documentar, echipa de producție a întâmpinat numeroase dificultăți cu luminile din cauza presupusei prezențe a fantomelor. Galeriile subterane din Edinburgh, Scoția. Construite inițial pentru depozitarea hranei sau a altor bunuri, galeriile subterane din Edinburgh au fost abandonate din cauza umidității excesive. Astfel, locul s-a transformat ulterior în adăpost pentru oamenii săraci. Din cauza bolilor ce s-au răspândit rapid, sute de persoane și-au pierdut viața în subsolul Edinburgh-ului. Azi despre galerii se spune că sunt bântuite. Unii dintre cei care au vizitat locul au suferit răni sau zgrieturi, ale căror proveniență a rămas un mister. De asemenea, fotografiile realizate în interior au surprins prezențe ciudate. În încheiere vă voi prezenta unul din locurile misterioase din România. Castelul Bran, Transilvania, România. Situat în pasul Rucăr, la 30 de kilometri de Brașov, castelul a fost construit în vremea cavalerilor teutoni. Unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură medievală din România, Castelul Bran, este cunoscut în întreaga lume drept reședința lui Dracula, Vlad Țepeș, domnitor în țara românească în anii 1448, 1455, 1462 și 1476. Țepeș a căpătat renumele din cauza cruzimii cu care îi pedepsea pe dușmani. Legenda spune că fostul domnitor încă bântuie Castelul Bran și munții din apropiere. De asemenea, fantomele celor care și-au pierdut viața torturați la curtea lui Țepeș ar rătăci și azi în zona respectivă. Mai sunt multe locuri misterioase și totodată fascinante pe planetă despre care trebuie vorbit, însă eu acum îmi voi lua rămas bun. Sunt Cristian Alexandrescu și vă reamintesc că dacă ați trecut printr-o întâmplare misterioasă sau dacă dețineți informații de interes public de altă natură decât cel politic, ne puteți contacta pe adresa de e-mail teoriincredibileoffice@gmail.com, așa cum apare pe ecran. De asemenea, dacă doriți să deveniți colaboratorul nostru ca documentarist, contactați-ne la adresa de e-mail menționată mai sus. Pe curând!